Bine ați venit la un nou episod Stax. În episodul de astăzi despre Jeep, știu că n-am mai făcut multe episoade anterior, însă mașina a stat mare parte a timpului până acum, în septembrie, când am dus-o la o verificare de cutie pentru că aveam ceva probleme, mai ales la rece, mașina în momentul în care băgam în drive se oprea. Murea motorul și în urma constatării am descoperit că aveam ceva probleme la convertizor și aparent s-au mai descoperit alte lucruri în interiorul cutiei, însă o să vedem mai multe și o să-i las pe cei de la Automatico să prezinte cumva toată problema și să aflați și voi mai multe lucruri despre ce înseamnă să repari o cutie, să recondiționezi o cutie automată și dacă merită sau nu. Așa că urmează un clip și îi lăsăm pe băieți să vorbească. Automatico oferim servicii de reparații cutii de viteze, diagnosticare, întreținere cutii de viteze automate. Clientul sună, solicită o programare. La momentul ăsta primim clienții fără programare. Când vine, se deschide o comandă de lucru, se notează kilometri și ce simptome are mașina. Întrebăm pe client să spună cuvintele lui, ce-l deranjează. După care un tehnician de diagnoză vine la mașină și împreună cu clientul se pornește diagnosticarea. Diagnosticarea constă în citirea codurilor de defect memorate în calculator de cutie și în cel de motor, fiindcă sunt foarte legate între ele. Dacă motorul nu trage, nici cutia nu va funcționa cum trebuie și atunci poate să fie o alarmă falsă. După citirea codurilor de defect, mergem și într-o probă de drum, astfel încât să vedem exact ceea ce simte clientul și mai important este să vedem dacă nu cumva ce simte clientul este doar una dintre probleme și nu sunt și alte probleme. Asta în ideea de a avea un deviz de reparație cât mai aproape de adevăr și să estimăm cât mai corect din prima. Reparațiile de cutii nu sunt ieftine. Și atunci e important să îi spunem clientului cât mai aproape de suma finală ca să poată să ia o decizie dacă merită să o repare sau nu merită să o repare sau pur și simplu să știe ce buget are nevoie. Să știe că reparațiile, chiar dacă e o mașină de peste 15 ani, poate să coste la fel cât una pentru 2018 model nou. La noi în atelier, dacă e să discutăm despre cutii de viteze, reparăm cam o gamă de vreo 40 de modele de cutii. Ca și branduri de mașină predomină grupul VAG, Volkswagen, Audi, Skoda.
deoarece sunt și foarte multe pe stradă, românul iubește gama Audi. Gama Audi foarte frumoasă, dar ca să o iei la un preț mai jos înseamnă că o iei cu kilometri foarte mulți. Și de aceea problemele care apar la modelele astea sunt mai mașinile cu aceste probleme sunt mai numeroase. După care vine gama BMW, Land Rover, care folosesc cutii de la producătorul ZF. După care mai facem branduri precum Hyundai, Kia, Opel, Mazda, deci cam toată gama de mașini de pe piață, fix în procentele care sunt ele pe stradă. Ca să ne lăudăm, o cutie deși nu e cea mai complexă, e mai exotică, să spunem, am reparat și o cutie de Ferrari, Ferrari California sau Ferrari 458. Este o cutie cu dublu ambreiaj, ca și design nu diferă cu mult de o cutie de Audi sau de, ca să zicem, mai jos de Golf din 2005, doar că are, bineînțeles, elementele mult mai bine dimensionate, fiindcă lucrează ca o mașină de cursă. Altfel sunt cutiile de viteze. Cele mai complicate sunt cutiile de viteze planetare, cele care sunt cu convertizor de cuplu și cu reductoare planetare. Cutia de Jeep, și aici trebuie să zicem de care Jeep este și din ce an, fiindcă producătorii pot folosi o cutie producție proprie sau o cutie de la un alt producător, iar în funcție de an și motorizare au folosit, bineînțeles, alte tipuri de cutie. Merg Jeep-ul Grand Cherokee model 2008 cu motorul de Mercedes, vine într-o combinație cu cutia de Mercedes și Jeep-ul tău are cutia în 5 trepte de la Mercedes. E o cutie care s-a pus de prin 99 până prin 2011, deci o cutie care dacă nu avea fiabilitatea necesară ei nu o foloseau. Și cutia în 5 trepte, și cutia în 7 trepte, și acum 9 trepte are Mercedes. Mercedesul constant a crescut cu câte 2 trepte. Au niște cutii foarte robuste și uneori chiar reparațiile de o cutie de Mercedes sunt mai ieftine decât o reparație de cutie de Ford Focus 2011. Și te și poți baza pe reparație. Pornind de la pasul de diagnoză și decidem că cutia trebuie dezansamblată în vederea reparației sau până la reparație, prin dezansamblare putem vedea dacă mai sunt și alte componente defecte pe lângă cele pe care noi le știm că se strică de obicei. Mașina intră în atelierul de demontare. Atelierul mare este cel care realizează montarea cutiei de viteze sau a componentelor de pe ea, a întreținerii, deci pentru o revizie cutia nu mai ajunge la dezansamblat, se face în atelierul ăsta. Și dacă ne referim strict la reparație, avem un tehnician care montează cutia. Vreau să spun că munca acestui tehnician este la fel de importantă precum a celui care o dezansamblează din spate, fiindcă tu poți să faci o reparație perfectă și asta mă refer și la situațiile în care mai colaborăm cu alte ateliere, să le trimitem noi cutiile reparate. Și e foarte important ca cel care demontează și montează să facă treaba asta cu simț de răspundere. Poți să ai o cutie perfect reparată, dar dacă nu-i pui corect cantitatea de ulei, la temperatura care trebuie, la nivelul care trebuie și în primul rând uleiul care îi trebuie, fiindcă fiecare producător cere un anumit tip de ulei pentru cutia lui. Mă întorc la faza că am demontat cutia de viteze, merge în atelierul, într-unul din cele trei ateliere, mini-ateliere. Deci aici am ajuns în atelierul de reparații cutii. Cutia care este demontată de pe mașină vine la colegii de aici din spate. Și în funcție de fișa de reparație pe care o primește din față de la recepție, cutia se dezansamblează. Apropo de complexitate, dacă întrebai cât sunt de complexe cutiile automate și ziceam că dacă ne uităm la numărul de componente, îți poți face o idee cam cât de complexă este. Aici avem o cutie cu dublu ambreiaj. Avem ambreiajul, unitatea de comandă, mecatronicul, partea de pinioane, rulmenți,
partea de acționare furci. Și aici avem și problema. Piesa asta s-a rupt. Și atunci mașina nu mai avea treptele pare. Cum îți spuneam, unul din cele trei componente ale cutiei automate e convertizorul, cel care face legătura între motor și cutia de viteze. Convertizorul, în principiu, e o piesă care face legătura între motor și cutie, ne permite să stăm cu piciorul în drive, fără ca motorul să se oprească. El, în principiu, nu ar trebui să se defecteze, dar începând cu anul 1999, convertizoarele au devenit din ce în ce mai complicate. Avem piese în ele, nu doar să permită despărțirea motorului de cutie, ci și să ne ajute la o economie de combustibil. Producătorii au pus pachete de ambreiaj în convertizor și când vorbim de ambreiaje, deja avem elemente de frecare care se vor uza la un anumit număr de kilometri. Și practic, noi când reparăm convertizoarele, în principiu schimbăm elementele de fricțiune, schimbăm rulmenții de presiune dinăuntru, iar dacă găsim și alte componente defecte, în măsura în care există piese, le recondiționăm. Sau dacă este distrus foarte mult, atunci ajungem să cumpărăm piesă nouă. Manifestările frecvente sunt tremurat între 50 și 70 de km pe oră sau ușoară fluctuație a turometrului sau până într-acolo încât aprinde martor de motor, martor de funcționare în avarie a cutiei de viteze și te limitează ca și deplasare. Deci cam astea sunt simptomele. Până într-acolo încât, dacă chiar este defect rupt complet înăuntru, poate să nu mai transmită mișcare, mașina nu se mai deplasează nici în față, nici în spate. Convertizorul este o piesă făcută din două capace, să spunem, în principal, și sunt sudate. Și practic noi avem nevoie de strung să tăiem cele două capace ca să putem ajunge la componentele din interior. Dacă am avut norocul să avem omul strung care știe să folosească strungul și strungul, după ce am reparat, după ce am înlocuit piesele din convertizor, trebuie să îl sudăm normal înapoi. Este important ca cele două părți ale convertizorului să fie perfect coliniare, piesa care se prinde în motor și piesa care se prinde de cutia de viteze. Și în al doilea rând, sudura trebuie să fie perfectă, că noi nu avem nevoie să pierdem ulei. Convertizorul este ca un balon plin de ulei. Și atunci sudura trebuie să fie perfectă, să nu avem pori și în felul ăsta să avem pierderi de ulei. Deci noi am făcut o constatare și numai cu constatare am stabilit faptul că mașina prezintă niște probleme pe acest convertizor pe care îl bănuiam. Și a rămas mașina pentru a o demonta și după ce am demontat acest convertizor a ajuns la banc și a trebuit debitat, tăiat, da? Și verificat intern. Și în urma verificărilor interne, am depistat mai multe situații. Faptul că statorul avea un joc și a trebuit cumva verificat și recondiționat, totodată demontând convertizorul a trebuit să înlocuim și elementele de fricțiune din interiorul său și partea de etanșare, simmeringuri, o-ringuri. Uh-huh. Da? S-a refăcut jocul elementelor de fricțiune, jocul discurilor și a plăcilor, se va suda, da? Și vor înlocui elementele care țin de comanda acestui ambreiaj din interiorul convertizorului, astfel încât aplicarea lor să fie una optimă. Patinatul ăla care l-am constatat noi era din convertizor? Patinatul era din convertizor și bănuiesc că era și din acea valvă de aplicare a ambreiajului din convertizor. Ele acum sunt noi și cumva, din punctul meu de vedere, mașina va trebui să se comporte total diferit față de cum ai adus-o pe partea asta. Ok. Da. Bun. Și mai departe, altceva nu s-a, adică la cutie alte componente, că dar am înțeles că se desface o cutie, se cam desface aproape tot. Da, ideea e că cutia ta efectiv nu a fost demontată, a fost parțial demontată, partea de trepte de viteză și ambreiaje alocate nu erau necesare și n-a fost nevoie de intervenția punctuală pe partea asta, dar
am înlocuit partea de comandă către problema pe care am depistat. Acea placă. Acea placă, da, și valva de comandă pe convertizor. Ok. Da. Le punem pe mașină și după aceea testăm. După aceea vom testa în timp real, o vom măsura și vedem diferențele între cum era la momentul la care a dus-o și cum va fi acum după. Stai joc, așa ești al treilea conducător de Toyota care îi place jeep-ul meu. După Bălășeu și Daniel. Da, în adâncul sufletului poate că am mers în aici mașini ceva mai ușoare și de asta nu știu. Sau mai affordable, știi? Mulțumesc. Da, se simte că mașina ușoară. Da. 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 Important este și merg. Adică exact. Diferența între asta și Toyota e că asta se strică ceva mai des. Mai cum sunt valorile pe momentan mai trebuie să adaptate, dar oricum arată ceva mai bine decât atunci când am constatat-o. Plus că atunci nu răspundea, nu era moartă, acum se pare că are sprintare vlagă. Eu zic acum, eu sunt curios cum o să se comporte mașina în drive după ce iei piciorul de pe frână. Pentru că înainte când luai piciorul de pe frână, mașina pleca, da, pentru că trebuia să fii pe fază. E că acum pleacă ușor pentru că cumva discurile din interiorul convertizorului și plăcile de fricțiune fiind noi, jocul făcut acum este unul foarte mic și nu mai compensează blocul hidraulic, știi? Și cumva nu mai are nevoie de presiune mare și plecarea este una corectă. Da, da. Atunci când erau uzate, ca să poată executa plecarea de pe loc, trebuia să aplice o presiune mai mare, motiv pentru care îți pleca glonț mașina, ele fiind în permanență atacate, știi? Da, da, da. Dar acum pleacă ca o mașină, ca Toyota, pleacă. Deci pentru utilizatorii de mașini automate, ăsta ar fi un semn în general? Da, sau... eu le spun clienților, prima întrebare pe care o adresez într-o situație de genul ăsta, cum îți pleacă mașina atunci când iei piciorul de pe frână? Și de ei dacă spun că, doamne, pleacă destul de tare, sau atunci când frânezi, se simte ca și când ar fi într-o tensiune permanentă, ăsta e ca un prim pas în ceea ce privește, o posibilă problemă de convertizor. Am înțeles. Da, mașina asta nu e aplicată la toate mașinile, dar la mașini cu cutii comune genul ăsta, care se pune și pe Mercedes, pe unele modele de Porsche, cu siguranță... Ce? Porsche, da? Da, 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 911. Ai auzit, Daniel? Da, am avut un 911 turbo cu cutie de Mercedes și pe noi ne-a surprins și tot așa, o problemă de genul ăsta. Nu înțeles. Dar în general, adică dacă un posesor de Volkswagen, să zic, are același feeling, ar trebui să-și pună un semn de întrebare? Nu, sunt... Nu DSG. Pe Volkswagen nu prea, adică doar pe modelele vechi sunt convertitoare, mai nou Volkswagen nu merge pe model, pe dublu ambreiaj, dar ok, sunt și din grupul Vrau, că avem mașini cu motoare performante, gen RS6-le din hală, care are într-adevăr convertizor, dar de acolo discutăm de altfel. Da.
de alte lucruri. Dar pentru mașini de genul ăsta, da, putem să... Să luăm ca un semn de întrebare. Un semn de întrebare, da, și ca o variantă de... Uh-huh. Defect după un anumit număr de kilometri sau după o anumită vârstă a mașinii. Pentru că totuși vorbim de o mașină... Uite, un alt lucru pe care m-am întrebat mereu, la motorizări, la motoare, îți specifică după un anumit număr de kilometri, e bine să-i faci revizia. Da. La o cutie automată, în grosso modo, așa, pe unde ar trebui să te gândești la o revizie? Noi le recomandăm clienților ca din 60 în 60 de mii de kilometri, indiferent de tipul cutiei de pe mașină, să îi facem o mentenanță, pentru că... Așa cum ai punctat mai devreme, cum respectăm procedura de revizie pentru motor, același lucru se întâmplă și la o cutie de viteză automat. Uh-huh. Și cumva termenul recomandat de noi ca și număr de kilometri este de 60.000 de kilometri maxim. Am înțeles. Bun, bune de știut. Oricum și pe tine te aștept cu 60.000 de kilometri. Nici nu știu când a fost ultima revizie. A, de acum. Acum. Bun. Mă deja îmi puneai întrebări să-mi păcătesc când a fost ultima. Da, trebuie să stai puțin să sun un prieten. Acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Sper să vă abonați la canal. Eu nu sunt ca Daniel, eu nu vorbesc foarte mult. Nici nu prea îmi place să fiu în partea asta. Mi-e place să fiu în spatele camerei. Dar încerc să fac episoadele astea despre Jeep. Pentru că am văzut că este o mașină din ce în ce mai căutată. Consider că nu este cel mai pregătit, însă este o mașină destul de bine dotată și ar fi util pentru toți să vedeți pașii și lucrurile prin care trec cu mașina, ca în cazul în care vreți să vă luați și voi una, să aveți de unde să începeți. Like, share și subscribe!